Am găsit ceva la gunoi. Un ursuleț. Ce nume-i dai? Po. Bob trebuie dat afară din casă! Unde poate să fie? Unde poate să fie? Oh, nu! Televizorul nostru! Ce se întâmplă în casa noastră? Casa noastră e bântuită! Ceva ciudat se întâmplă și a început din momentul în care am adus ursul ăla în casă. Unde e? Nu știu, apare și dispare. Eu stau aici. Da, nici eu nu am curajul să mă duc în camera mea. Mi-e frică, tati. Bine, stați aici, eu mă duc să-l găsesc odată și pentru totdeauna pe urâtul ăla și să-l dăm afară din casa noastră. Să te întorci repede. Da. Promit. Nu uitați să ne dați un like, ne ajută foarte mult! Mulțumesc! Ar trebui să fie în una dintre camerele astea. Eric, ți-am spus să stai în sufragerie. Nu. Cum adică nu? Tocmai am vorbit. Nu. Erai cu frații tăi pe canapea. Am fost tot timpul aici. Glumești, nu? Nu. Nu-mi pot explica ce tocmai am văzut. E imposibil. Eric nu poate fi în două locuri în același timp. Tati? Ce cauți în baie? Mă spăl pe dinți. Ți-am spus să nu te miști din sufragerie. Nu! Sigur, nu m-am ascultat și au părăsit canapeaua. Ce am vorbit noi? Ce? Să nu te miști din sufragerie, să stai cu frații tăi și să-i păzești. Să-i păzesc? De ce? De ursul ăla blestemat. Tati, despre ce vorbești? De ce ești aici? E camera mea și mă joc. Și atunci, cel din sufragerie, cine e? Cel? Care cel? Mai e un Nicolas în casă. Tati, du-te și te culcă. Vorbești numai prostii. Sigur ești obosit. Știi ce? O să descoper eu adevărul. Dacă sunt în camere diferite, nu ar trebui să mai fie în sufragerie. Copii? Hei, tati v-a întrebat ceva. Răspundeți! De ce stați ca statuile? Răspundeți odată! Nu te aud. De ce? M-ai adus în casa ta și nu o să mai scap niciodată de mine. Tu, cel care vorbește, ești ursulețul? Mă folosesc de iluzia asta ca să-ți transmit ceva. Ia-o ca pe o amenințare. Și ce se întâmplă dacă te enervezi prea rău? Încetează să mai încerci să mă alungi. Nu o să reușești. Ba dimpotrivă, nu faci decât să mă enervezi. Copiii nu mai sunt. Deci au fost niște iluzii.
iluzii ca și cea cu tine. Cei adevărați sunt în camerele lor. Am înțeles. Ce vrei de la noi? O familie. Am fost prea mult timp singur. Bine, bine. Orice. Nu mai lasă-ne în pace. Și să mă iubiți. Să te iubim? Da. Ia te uite unde era! Nu! De ce? Stai departe de el! Ăla cu siguranță nu e o jucărie! Tati, e doar o jucărie! Nu! De ce? De ce ai făcut asta? Ca să-ți arăt că e doar un obiect și atât! Cineva sau ceva se află în ursul ăla blestemat! Nu înțeleg de ce? Îți ia așa frică de el! Of, uite! E la gunoi și nu mi s-a întâmplat nimic! Du-te și dormi! O să-ți revii după câteva ore de somn! Bine! Bine! Hei! Ești aici? Răspunde! Răspunde! Mă nebunesc. Nu mai gândesc normal. Da, oboseala trebuie să fie. Închid ochii pentru câteva minute și totul o să fie din nou normal. Ia-l meu! Ia-l meu! Ba nu, ia-l meu! Opriți-vă, nu vă certați pentru o jucărie! Daniel, nu! Opriți-vă! Am avut un coșmar. Se făcea că copiii se certau pentru ursul ăla. Unde e? Cine? Ursul! Bob! Bob! Nu-ți mai aduci aminte că așa l-am numit pe ursulețul verde? Da, el e. Da, da, da. Unde e? Aici! Îl țineai în brațe. Da! De ce ai face asta? În brațe. Da, el. Dă-mi-l puțin. M-am întors. Sunt pregătit ca să mă iubiți. Să fug? Fugi până nu e prea târziu! Urcă-te pe scaun! Îmi spui și mie ce se întâmplă? Tu nu vezi! Ce? Uită-te pe jos! Ai văzut? Ai pierdut vreo jucărie? Tati, fii mai atent! Nu mă păcălești! Eu mă dau jos! Stai! Nu te mișca! Eu nu mă mișc, dar măcar spune-mi ce se întâmplă! E ciudat că tu nu observi ce e pe jos! Poate pentru că nu e nimic. E lavă! Lavă? Lavă! Lava ca cea care se scurge din vulcan? Exact! Pe jos, la noi în casă? Ha, în sfârșit ai înțeles! Nicolas, tu încă dormi pe tine și visezi? Uite-te mai bine! E imposibil să nu vezi! M-am uitat de câteva ori și foarte bine și tot nu e nicio lavă pe podea. Privește! E roșie și iese fum! Arde orice! Topește totul în calea ei! E imposibil! Acum o secundă nu era nimic!
tati, suntem pierduți. Stai așa, ceva ciudat se întâmplă. Mintea poate fi păcălită ușor. E foarte ușor să influențezi pe cineva, mai ales dacă îi dai câteva indicii și îl derutezi. Încă nu mă crezi. Problema e că văd ceea ce vezi și tu, doar că nu poate fi real. Hai să o luăm logic. Să demontăm această iluzie. Dacă era într-adevăr lavă pe jos la noi în casă, cum a ajuns ea aici? De afară! Stăm la etajul 5. Probabil în vală înalt de lavă. Și unde e vulcanul? Pe aproape. Ar fi trebuit să auzim țipete de oameni, zgomote de mașini lovite. Un adevărat dezastru ar fi fost dincolo de geamurile noastre. Dar e liniște. Lava topește totul în calea ei. Dar uite-te la scaunele noastre, sunt intacte. Dar eu văd lava pe jos. E doar o iluzie indusă de mintea ta. Și o să-ți demonstrez. Tati! Privește și nu mai crede în orice vezi. Ce-am spus eu?